Dimensiunea duhovnicească a principiilor fizicii și aspectul lor histocentric a fost tema conferinței desfășurată marți seară la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Invitatul special al serii a fost Ștefan Cârstea, cercetător științific în domeniul fizicii și al matematicii. Centrul de dialog și cercetare în teologie, filozofie și știință organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, o nouă conferință. Prelegerea intitulată Dimensiunea duhovnicească a principiilor fizicii și aspectele lor cristocentric a fost susținută de Ștefan Cârstea, cercetător științific gradul 1 la Institutul de Fizică Atomică și la Institutul de Matematică al Academiei Române. Problema principală care zic eu că astăzi a apărut în știința modernă este că există foarte multă tehnică, multe lucruri se cunosc, dar în același timp cumva știința merge mai mult pe tehnicizare și mai puțin spre cunoaștere. Tocmai asta am vrut să le arăt studenților astăzi, că există și un aspect simbolic, un fel de cunoaștere nediscursivă a științei care ne poate duce mai mult decât oferă știința, să zicem, pur raționalistă astăzi. Și eu cred că este un feedback foarte bun, mai ales că există multe tendințe de a se îngemăna, ca să zic așa, aspectele din filozofie, din teologie cu rezultatele științei moderne. Mă bucur că am avut ocazia ca la reluarea întâlnirilor din cadrul Centrului pentru Dialog și Cercetare în Teologie, Filozofie și Știință să-l avem în mijlocul nostru aici la Facultatea de Teologie Ortodoxă pe Ștefan Cârstea, un cercetător redutabil în fizică. Și mă bucur întrucât au fost foarte mulți tineri, doctoranți, masteranți și studenți care au participat la această întâlnire și au putut observa ceea ce înseamnă exemplul unui cercetător foarte viu, care este foarte prezent în ceea ce prezintă. Cred că este o lecție foarte importantă, întrucât dincolo de competențe, de abilitățile date, de ceea ce înseamnă cunoașterea în plan informațional și capacitatea de a face conexiuni, uneori chiar spectaculoase, se observă această dăruire extraordinară a lui Ștefan în cercetarea pe care o face. Și din acest punct de vedere, cu adevărat putem vorbi de exemplul unui dialog întrupat, efectiv. Și tema pe care a prezentat-o Ștefan Cârstea aici la Facultatea de Teologie și am ținut să fie prezent chiar aici la Facultatea de Teologie, întrucât tema pe care a susținut-o, semnificația duhovnicească a legilor fizicii, are o relevanță aparte pentru dialogul dintre teologie, filozofie și știință. Ștefan Cârstea a reușit să evidențieze cu multă forță, cu o sugestie deosebită, dimensiunea iconicității creației. Este ceva foarte, foarte important. Această dimensiune structurală a creației, înțelegerea creației ca o icoană care trimite înspre autorul ei, spre creatorul ei, spre Dumnezeu. Această capacitate formidabilă de a întrezări nevăzutul prin văzut, plecând de la cercetările din fizică, înseamnă o deschidere deosebită spre perspectiva teologică și totodată o ocazie de a mărturisi specificul tradiției noastre ortodoxe. Centrul de dialog și cercetare în teologie, filozofie și știință din cadrul Facultății de Teologie din București organizează întâlniri lunare în cadrul cărora sunt dezbătute teme de cercetare actuale din perspectivă interdisciplinară.